Primul ministru Victor Ponta va merge marți 10 decembrie în Africa de Sud pentru a participa la funeraliile naționale ale fostului președinte Nelson Mandela, care vor avea loc pe stadionul FNB din Johannesburg. Delegația României va fi însoțită de 10 de jurnaliști din țară care vor transmite în direct ceremonia. Fie îi vor acorda timp important de antenă în programe, ori spații semnificative în publicațiile lor. Între reporteri se va afla și regineanul Gabi Crișan, angajat al unui post național de televiziune specializat în știri. Tânărul jurnalist din Reghin va fi pentru a doua oară în Africa de Sud. Anul trecut, Gabi Crișan a petrecut pe continentul african mai multe săptămâni și mărturisește că a fost cea mai impresionantă experiență a sa de viață. Da, este o întoarcere în ceea ce a însemnat pentru mine una dintre cele mai tare experiențe de viață și va fi totodată o întoarcere alături de personalitățile României marcante. La diferență de un an, îmi pare rău că ăsta este motivul pentru care trebuie să ajung acolo. În următoarea lui Nelson Mandela, se scrie istorie, o să fim din nou de fapt. Nelson Mandela a murit joi la vârsta de 95 de ani. Ceremonia națională în memoria fostului președinte sud-african va avea loc la 10 decembrie pe stadionul din Soweto, urmând ca înhumarea să aibă loc la 15 decembrie în satul său Kounou. De altfel, toată săptămâna este declarată de doliu național și a început duminică, 8 decembrie, printr-o zi de rugăciune și reflecție. Sicriul cu rămășițele pământești ale lui Mandela va fi depus la Union Buildings, sediul președinției din Pretoria, în perioada 11-13 decembrie.